Bună, dragii mei! Ziua de astăzi începe cu un... am să vă arăt haul-ul meu de Black Friday, ce să mai lungim. M-am apucat să-mi curăț biroul, nu vreau să vă arăt ce este acolo și pentru că nu mai aveam chiar m-am săturat, n-am făcut nici jumate și deja mi s-a luat, am hotărât să filmez, pentru că așa face românul, știi, când îi se ia, treci mai departe, na, îmi găsesc eu altceva. Glumeam, nu. Am făcut între timp, fac și o ciorbiță, vreau să fac și o mâncare, o curățenie. Astăzi am o zi plină. Vreau să vă filmez și când fac cura pe birou, am de gând să filmez și colecția mea, așa, cât de cât de make-up, pe bucăți probabil, deci stați pe aproape că o să fie tot felul de părți din ceea ce fac eu și astăzi, dar și zilele următoare. Și... am stat strângulerul. Da. Și mi-am făcut o listă ca să nu uit nimic, pentru că anul acesta, nu știu, a fost ca niciun an. Black Friday s-a întins pe 3 săptămâni. Fiecare firmă a hotărât că o să aibă în săptămâna nu știu care. Stăteam și le vânam pe toate, altele au venit prin curier. Și mi-a venit inclusiv astăzi un colet. Deci a fost un haos total, așa că a trebuit să mi le notez, să nu uit, pentru că eu deja în anumite chestii mi-am băgat nasul super tare. Am o paletă, de exemplu, pe care deja am început să o iubesc și cred că o să ajung și la tăviță în curând, la cât o folosesc, numai pe ea o folosesc și astăzi sunt machiată cu ea, așa că hai să începem cu astea, ca să, dacă tot vorbesc despre așa. E vorba de paleta asta de la Fenty Beauty. N-am luat-o atunci, nu mă interesa, mi se păreau nuanțele prea normale și habar n-am. Vai, dar acum, deci am luat-o pentru nuanțele mate. Îmi plac foarte mult nuanțele astea, reci asta, asta, nuanțele și astea care sunt așa satinate, nu sunt foarte lucioase, dar sunt minunate. Chiar și cele calde arată foarte frumos. Măi, dar din paleta asta, ca nuanțe mate, cel puțin, le ador. Pe alea de fate încă nici nu le-am. Cred că o singură dată am folosit un pic de tot dintr-un fard si de fat, așa, peste pus. Dar paleta, ca și nuanțe mate, mi se pare absolut incredibilă. Deci nu, n-am ce să-i comentez. Câte nuanțe are? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nuanțe mate. Sunt vreo 4 care par genul ăla satinat, așa. 3 sclipicioase și încă 2 așa care par genul foiled. Nu știu exact, că v-am zis, n-am folosit foarte mult. Dar este o paletă super tare și am luat-o, v-am zis, de Black Friday, așa că mi-a convenit foarte mult prețul. Altfel n-aș fi luat-o, probabil. Dar am pândit momentul să ajungă la Black Friday. Și la fel am făcut și cu asta, nu prea, la asta mă tot gândeam, să o iau, să nu o iau, dar Alexandra mi-a zis că este preferata ei, că e o paletă absolut minunată și a avut dreptate. Eu credeam că am toate nuanțele astea și că nu am nevoie, că pot să obțin lucrurile pe care le-aș obține cu paleta asta, plus că și cele si de fate, nuanțele mi se păreau așa puțin cam, adică nu mi se părea că lucez la maxim ca în alte palete. Ei, nu e așa, vă zic și sincer. Într-o zi înainte să mi-o cumpăr, am încercat să obțin un look care să aibă nuanțe cam paleta asta și mi-am dat seama că nu am atâtea nuanțe de genul. Și de fatele din ea sunt incredibile, deci până la urmă nu mi-a părut rău deloc. Și asta tot așa a venit la un preț foarte ieftin. Are 4 nuanțe din acestea deosebite, așa, cu mai multe texturi în ele, care sunt absolut incredibile. Câteva sunt și duochrom și arată foarte, foarte bine. 2 nuanțe de sclipici, o nuanță simplă, si de fată, care la fel e foarte faină. Iar nuanțe mate, 10 nuanțe mate și aici mai avem și un concealer, care este destul de ok pentru a face un cut, crease sau chestii de genul ăsta. O oglindă destul de mare și chestia asta simpatică. Da, și una peste alta, v-am zis, e o paletă care mi s-a părut că a meritat să o cumpăr, nu-mi pare rău. Am mai luat-o de la Sephora atunci și apa aceasta de toaletă de la Terry Mueller este Muse și de curând am început să o urmăresc pe o tipă, Mila LeBlanc, cred că se numește.
Și ea e super drăguță, arată foarte bine tipa asta. De asta cred că am intrat inițial. După am tot văzut la ea clipuri cu parfumuri și m-a nebunit cu ăsta, că e apă de toaletă și că ăsta miroase mai mișto decât apa de parfum. Iar de Black Friday a avut un preț incredibil, reducere de 40% și n-am avut cum să nu-l cumpăr, pentru că mi se părea foarte ieftin. Dacă luam de la Hoți, cred că era mai scump de atât. Da, miroase a ciocolată, chestii gurmande, așa. Și este super, super, super drăguț. Îmi place. Nu rezistă foarte mult pe pielea mea, cred, așa mi se pare. Dar, din câte am înțeles, oricum e o aromă care merge foarte bine primăvara și la începutul toamnei și vara. Așa că aștept mai ales anotimpul ăsta ca să o folosesc și probabil atunci, vă dați seama, nemai fiind atât de rece, se va păstra mult mai bine pe pielea mea. În continuare, am terminat cu Sephora, da? Iuhu! Hai să vorbim despre magazinul de gene. Am luat două color fixuri din astea de la Danessa Mirix. De la Danessa mă interesa să cumpăr chestii. Astea sunt nuanțe, un roșu închis, burgundiu așa, se numește medalion. Și nuanța Romance, care este o nuanță deschisă. Si de fată, am luat-o ca bază pentru pigment, m-am gândit eu, pe care îi aplic pe toată pleoapa. Sunt drăguțe, nu știu, până acum nu m-au impresionat în mod deosebit, dar nu fac nimic rău, adică au fost chiar buni. Și singura chestie care m-a impresionat pozitiv la ei este faptul că sunt super rezistenți la apă. Deci am testat, mă dădusem pe mână și foarte greu am dat la o parte, deci chiar sunt buni cu un ulei bifazic, cu ceva de genul, de machiaj bifazic merg, luați altfel, chiar rezist, așa că... Da, dar trebuie lucrat cu ei destul de repede, ca și gelul, eyelinerul gel de la Inglot. E aceeași chestie, trebuie să vă mișcați repede, să fiți pregătiți. A doua chestie pe care am luat-o este un blush din ăsta, tot de la Danessa Mirix. Eu am crezut că este cel pe care îl văzusem într-un story pe Instagram la Malvina Ișvahan. Ea își dăduse cu ceva de la ei primit și arăta tot așa, deci ca o oglindă, pur și simplu când și-a dat cu blush-ul ăla, iluminau pomeții, era atât de radiant, era minunat. Ăla am crezut că e. Ăsta, în schimb, este total mat, nu are niciun fel de chestie dewy sau așa. Deci nu l-am nimerit, deși eu le și spusesem. M-au sunat, nu le-am putut răspunde, dar le-am dat mesaj și... Le-am și zis mesaj că eu sper că am nimerit blush-ul, fiindcă eu vreau ceva dewy și bla bla bla. Mi s-a trimis comanda. Mi-au zis că îmi dau o reducere de make-up artist dacă sunt make-up artist. Adică am comunicat prin mesaje, dar nu mi-a zis nimeni, băi, asta nu este dewy, nu este ce vrei tu. Nu. Deși îl aveau pe stoc pe cel pe care îl vroiam, pentru că după l-am descoperit care e cu adevărat. După am revenit, le-am spus că nu am nimerit blush-ul pe care mi-l doream și am întrebat ce reducere am ca make-up artist, ca să știu, pentru că m-am gândit să comand pe celălalt. M-au întrebat, te putem suna? Le-am scris, da, nu m-a mai sunat nimeni ever. Așa că, da, într-adevăr, sunt cam dezamăgită de magazinul de gene. Na, mai mult de atât, ce să vă zic, nu l-am mai comandat pe celălalt, o să mă gândesc, că în afară de la oricum nu o să mai iau probabil niciodată altceva, fiindcă, v-am zis, a fost o experiență destul de nașpa pentru mine, reducerile n-au fost extraordinar de mari, au fost acolo, dar nu să mă dea pe spate, așa că, na, trecem mai departe. De la My Lash, de unde mi-au eu genele aproape mereu, am zis, hai să intru și acolo să văd dacă au. Vreau să-mi iau neapărat genele pe care le folosesc eu mereu. 113 și 614. De data asta mi-au trimis 113 Wispies de la Ardell. Eu cred că luam tot de la Salon Perfect. Nu sunt sigură. Oricum seamănă între ele. Astea sunt modelele pe care le cumpăr eu cel mai des pentru mine. Atenție, nu pentru cliente. Nu merge tipul ăsta de geană pe orice clientă. Trebuie să aibă ochii mari, să aibă o pleoapă destul de vizibilă ca să le se potrivească. Sunt mai multe chestii, deci, na. Dar pentru mine, pe astea le iau întotdeauna. Și la ei am găsit și acest Heated Eyelash Curler. Cum se numește? Întorcător de gene, eu așa îi spun.
din acela încălzit, care este foarte bun, nu mă așteptam. Și nu arde, mie de asta mi-a fost mereu frică să-mi cumpăr, deși mi-am dorit dintotdeauna așa ceva. Iar ăsta cred că era redus de la un 80 de lei sau ceva de genul la un 7 lei, 5 lei, nu mai știu. Avea reducerea, cred că cea mai mare de pe site. M-am bucurat că l-am văzut, l-am înhățat și comanda a venit super repede. A fost destul de mică, na, cred că am dat pe ea 40 de lei. Na, având chestii de genul ăsta micuțe. Da, și cam asta cu umaile. Haideți să vă arăt și pigmenții de la AMA. Am luat 3 pigmenți din colecția nouă. Un verde, un ceva auriu gold, ceva. Nu e greu de explicat. Poate vă inserez niște swatch-uri imediat să-i vedeți. Și un roșu. Iar ei mi-au trimis cadou un fel de sclipici care e super drăguțel și el. Da, e prima oară când primesc de la ei și un cadou. Cam ăștia și pigmenții. Wow, nu se vede bine fix. Cel mai drăguțel, interesant cadouțul. E foarte ciudat cum arată. Dar în realitate e un sclipici mauve. E foarte frumos. Restul roșu, ultimul, este ca un fel de fulgi. Pigmentul, doar că sunt fulgi mai mici decât fulgii normali dacă ați cumpărat vreodată de la AMA. Celelalte două din mijloc sunt ceva mai mătăsoase și mai ușor de lucrat. Dar roșu totuși e mult mai strălucitor din cauza că este făcut din fulgi. Așa că da, depinde numai de ce vă place, de tehnica pe care o folosiți. Și vă zic sincer, nu știu ce număr au, are cadou ăsta. Sclipiciu, dar e minunat. O să fac ceva cu el la un moment dat. Vreau neapărat să-l includ în vreun machiaj. Singura chestie care m-a deranjat super tare este că a trebuit să aștept 5.000 de ani. Cred că a durat o săptămână și jumătate până a venit comanda, în condițiile în care alte firme, de exemplu cea de parfumuri, de la care o să vă arăt imediat următorul parfumel. Duminică pe zi am pus comanda, seara am primit mesaj de la ei că a fost expediată, iar luni dimineață mi-a ajuns și era Black Friday, deci despre ce vorbim, sincer. AMA, schimbați-vă curierul sau, nu știu, nu, dar nu curierul, curierul a ajuns repede. Deja curierii ajung foarte repede, anul ăsta eu n-am avut decât de la AMA probleme, rest deloc. Eu cred că ei sunt de vină ca firmă, ei s-au mișcat super încet pentru că a durat o săptămână până mi-au confirmat că au trimis comanda, deci despre asta cred că este vorba, se mișcă foarte, foarte lent. În rest, pigmenții sunt ca întotdeauna, îmi place calitatea lor, știam ce comand în unul singur, e puțin mai așa. Oricum, acum, firma de la care am comandat parfum, parfumas.ro, am văzut parfumul ăsta la Alexandra Ion, Alex Makeup, cred că se numește acum, cea care a câștigat Next Face Awards acum câțiva ani sau un an, nu știu exact. Ea a vorbit despre parfumul ăsta, m-a făcut super curios. Am văzut la ea mai de mult un clip, parfumul arabești, nu știu ce, nici n-am intrat pe el pentru că nu mă interesau, sincer. Nu credeam în ele. După ce am văzut la Mila LeBlanc, la fata despre care v-am vorbit mai devreme, într-un clip, că vorbea și de parfumuri arabești, și a zis cât de puternice sunt, m-a făcut curioasă și mi-am adus aminte, am intrat și la Alexandra. Având în vedere că din țară, ea știa mai bine unde se găsesc, cum se găsesc. Și ea a spus că parfumul ăsta se găsește și în Kendra, așa că m-am dus acolo, l-am mirosit, se numește Caed, Latafa Caed. Mi-a persistat super bine, super bine pe piele, așa că l-am găsit de Black Friday pe parfumas.ro redus. Nu știu, a fost până într-un milion. Sunt cea mai mulțumită. Am primit și 3 mostre, dar eu am primit 5, da, 4 mostre și una care era lipită de acesta, scria nu deschideți parfum, nu desigilați parfumul, aveați o mostră pe care să o încercați înainte ca să vedeți dacă vă place, iar dacă nu, puteți să returnați parfumul. Ceea ce mie mi se pare absolut incredibil la noi, eu n-am văzut pe nimeni, nu se trimite nici Sephora, nici mama, Sephora, nimeni așa ceva. Și mi se pare o chestie foarte, foarte faină.
Pentru că pentru ei ar putea fi și ceva negativ, poate clientul nu mai vrea parfumul. Dar uite, așa să faci clienți care chiar te apreciază că ești serios și că te gândești la toate amănuntele și pe termen, nu știu, cel puțin pe mine m-au câștigat și mai ales și cu mostrele celelalte care au fost alese tot așa, te întreabă cam ce ai vrea. Eu am scris și mi-au trimis chestii care chiar mi se potrivesc, din care tot așa unul cel puțin rezistă foarte bine pe mine și acum iară mă tentează. Așa că o să mă gândesc la acela. Trecând mai departe, de pe Cupio. De pe Cupio. Că n-am mai luat de pe Cupio până la urmă. Le-am luat direct din magazin, am fost la Veranda pentru că acolo au avut în prima săptămână, după aia în a treia săptămână de-abia au avut la mall-ul meu. Eu nu știu ce cu oamenii ăștia, în fine. Am luat 3 pensule de-astea lungi și una micuță subțire pentru tuș, de care mi-a vorbit Alexandra și mi-a spus că este foarte, foarte, foarte subțire și bună și precisă, așa că am vrut să o încerc neapărat. Iar una de pudră foarte fină și pare din aia din peri de veveriță și cred că este din veveriță. Ei, nu știu, dar oricum, este super, super bună pensula asta. Așa arată pensulele de la Cupio. Sunt foarte lungi pentru a lucra cu ele plat. Astea, mă rog, sunt murdare, asta să fie problema. Dar ideea e că vreau să învăț să lucrez și pe lung, tehnica plată. Și mi se pare niște pensule foarte, foarte faine astea. Chiar am început să mă descurc. Și sunt foarte încântată de ele. În continuare o avem și pe asta micuță de tuș. Scuze pentru unghii, dar mi se strică mereu. Nu știu dacă este cea mai subțire, încă n-am folosit-o pentru tuș. Am folosit-o ca să aplic niște pigment tot așa pe linie dreaptă. Dar pare o pensulă destul de drăguță. Și asta e pensula de veveriță. Care e super, super mișto. Și destul de mare, chiar dacă poate nu pare. Prețuri foarte bune, cred că au fost 20% reducere la pensule. Iar ultimul produs care mi-a venit fix astăzi e de la Marion. Hai să vă arăt. Ăștia sunt nebuni. Deci uitați-vă ce cutie faină am primit. N-ai cum. Și am... Stați să vă arăt toată cutia. Pentru că e prea, prea super. Uitați-vă la ea, uitați-vă la ea. Ra! Da, o să întorc invers și sigur pe asta o păstrez, pentru că îmi place prea mult. Avem aici o droaie, 5, cred că 5 șampioane sau 6. 6, frate. 6 șampioane, deci n-ai văzut așa ceva. Mai mult decât la Sephora întotdeauna. Deci de acum, cu siguranță, merg pe Marion de câte ori o să pot. Și mi-am luat paleta asta. Am prins-o și pe cea de la Shane Dawson și care se numește Conspiracy. Am comandat-o fiindcă am prins-o fix când a ajuns în România, dar n-am mai ridicat-o. Mi s-a părut că nu mi se potrivește. M-am uitat la multe review-uri, la multe swatch-uri și culorile alea chiar nu-mi strigă numele, așa că n-am de ce să plătesc niște bani doar pentru că e o chestie monumentală făcută de un om super șmecher. Nu, lasă așa. Așa că... A, și ce credeți? A fost inclusiv redusă, deci toată planeta asta este în lipsă de paleta aceea. Adică peste tot s-a vândut și toată lumea vrea să pună mâna pe ea. Iar la noi, în Marionau, era la reduceri de Black Friday. Pe bune? Deci mie nu-mi vine să cred. Și chiar, într-adevăr, am văzut mulți români care nu m-au luat-o. Ziceau că nu-i interesează, pentru că da, e o paletă complicată și nu știu, nici mie. Dar asta, în schimb, de când am văzut-o, mi-am dorit-o. Are nuanțe super pastelate. Atunci nu am avut bănuți să o cumpăr, nu știu de ce. În fine, sau am considerat eu că nu e momentul să investesc. Iar acum și-am păstrat în cap ideea să o plin la vreo reducere. Așa că acum am văzut că e super redus, am pus mâna pe ea și gata. Asta la primăvară și la vară o să fie un vis, așa că super, super încântată de ea. N-am apucat, de-abia am primit-o de-a, cred că, o oră. Da, și cam astea sunt toate nebuniile mele de Black Friday.
adunate pe toată luna. O să mă duc în continuare să îmi termin curățenia, să îmi termin, să vedem, mâncarea. Răzvan mă tot cheamă să mă duc la el la bar. Poate o să plec, dacă plec vă arăt când mă pregătesc și eventual vă iau și pe voi cu mine în oraș. După va trebui să le iau pe Rareși de la grădi. Asta mi-e mie, că am o oră de întoarcere și nu prea... Nu-mi place când am o oră așa de întoarcere. Îmi place să fiu liberă. Și problema e și că mă doare un dinte de mor. Trebuie să ajung la dentist, iar când ies afară am impresia că de la asta mi se și provoacă durere. Așa că prefer să stau liniștită în casă, că aici am și repede să mă spăl pe dinți, să-mi iau ceva dacă am probleme și-mi revin.